vă spună câteva cuvinte. Hristos a înviat oameni buni. Cântec, joc și veselie, unde în altă parte decât aici, în comuna Mihai Eminescu. Aici unde administrația, performanța în administrație este la ea acasă. Aici unde domnul primar știe să facă și să implementeze cele mai frumoase proiecte pentru dumneavoastră, oameni buni. Consiliul Județean Botoșan a colaborat foarte bine cu domnia sa. Trebuie să fiți mândri pentru că aici, acasă la dumneavoastră, aveți cea mai frumoasă bijuterie a județului nostru, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu. Și împreună cu domnul primar am schimbat din temelii modul de abordare a ceea ce înseamnă evenimente culturale. Îi mulțumesc domnului primar că s-a alăturat echipei noastre și că vom colabora frumos în perioada următoare. Să implementăm proiecte bune, să arătăm că Botoșaniul și comuna Mihai Eminescu își merită locul pe harta României. Ar fi multe de spus, însă este sărbătoare și așa cum îi stă bine românului, o zi din săptămână mai trebuie să și petreacă. Și tocmai de aceea, acest minunat festival, gândit la milimetru de domnul primar, aduce și de această dată pe scenă, în fața dumneavoastră, cei mai de seamă artiști ai României. Felicitări, domnule primar, felicitări echipei dumneavoastră și să ne binecuvinteze bunul Dumnezeu și să avem sănătate. Și împreună, cu toții, să ne dăm mâinile și să continuăm ceea ce am început atât de frumos în acest mandat. Mă înclin în fața dumneavoastră. Doamne ajută! Petrecere frumoasă!